Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Mă bucur să fim împreună la emisiunea Mirajul Muzicii. Am doi invitați speciali, doi tineri muzicieni valoroși, talentați și foarte frumoși, soț și soție. Alina Andriuță Șemciuc, bine ai venit! Bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație! Cu drag, și Ivan Șemciuc, pianist și, bineînțeles, soțul Alinei, nu? Bine ai venit! Pentru invitație! Bine ați venit și mă bucur că ați acceptat invitația. Vreau să vorbim pentru început și să vă acomodați așa ușor și cu studioul la Polonia TV și să ne povestiți începutul vostru în muzică. La mine, părinții amândoi muzicieni, mama profesoară de canto, tatăl meu acordeonist și acordeor de piane, așa că nu prea am avut o altă ieșire. Mereu am fost atrasă foarte, foarte tare de muzică. Singura întrebare a fost pianul sau vioara. Desigur, am ales pianul pentru că piane aveam peste tot. Așa cum tatăl meu restaura piane, era și la bunici, și la mătuși, și la toți. Așa că am ales acest instrument și sunt din Republica Moldova, însă de la 5 ani deja ne-am mutat în Iași și m-am dus, desigur, la Colegiul Național de Artă Octav Băncilă. Și de ce a fost această mutare din Republica Moldova la Iași? Aveați aici cred rude totuși, sau? Nu. Cred că totuși pentru un trai mai bun. Da. Și mă bucur foarte, foarte tare că părinții au făcut această alegere, pentru că clar ne-a schimbat viața radical tuturor. Și le sunt mulțumită. Da. Nu este doar de Republica Moldova, mergem destul de des, avem rude acolo, însă totuși aici deja ne-am... Da, da, este Iașul casa v-a noastră. Adoptat, da, 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 da. Deci da, când spuneți acasă, Iașul da, este... Da, clar. Da, am 12 ani am învățat la Băncilă. Am avut-o ca pe profesoară pe doamna Ionela Tudor, după care pe doamna Carmen Zaharia Danicov. Le sunt mulțumită enorm pentru tot ce au făcut pentru mine, pentru baza care mi-au dat-o. Însă, după școală, am hotărât totuși să merg în afară. Am fost la un concurs în Moscova și acolo l-am întâlnit pe actualul meu profesor din conservator din Polonia, care m-a invitat la un forum pianistic în Polonia și acolo l-am întâlnit pe soțul meu, actualul soț. Și ne-am întâlnit, ne-am îndrăgostit și am hotărât să mergem mai departe. O să povestim da, și despre asta. Am hotărât să mergem mai departe să studiem în afară, da, împreună. Dar da, această decizie de a studia în afară a venit așa prompt sau după concursuri, după, după olimpiade? Clar, da. A fost o pregătire aici în Iași, la Octav Băncilă. Am mers la diferite concursuri, de asta și concursul acela în Moscova a fost decisiv. Da. Și vroiam, mă gândeam la Italia, mă gândeam în Milano, am mers la niște profesori, am făcut niște cursuri cu ei și vroiam deja să merg acolo, însă, nu știu cum așa, am avut un noroc imens, pentru că eu, pianista mea favorită, era Tatiana Șebanova. Uh-huh. Și nu știu cum așa s-a întâmplat, însă eu am învățat la soțul acesteia. Adică a fost total neprevăzută chestia asta, nici nu am știut că el este soțul ei. Destinul prima a lucrat dată, da, așa da, fel încât da, să fie pe placul tău. Da, și am lucrat de asemenea, pe lângă faptul că am lucrat cu profesorul meu, am lucrat și cu fiul acestuia, adică fiul pianistei da, mele preferate, care a fost și profesoara lui. Indirect am lucrat cu ea. Asta a fost visul meu și... Da, iată, un vis realizat, da, nu? Da. Pentru un tânăr muzician da, care era da, pe pașii da, muzicii. Da, a fost minunat. Da. Ivan, telespectatorii trebuie să știe că este din Ucraina, din Cernăuță, așa că dacă nu o să vorbească chiar corect limba română, îl înțelegem, o să ne mai traducă și Alina, o să ne ajute. La tine cum a fost întâlnirea cu marea muzică? Când ai început? Zdetstva, s-a 3 ani, i-a начал играть. Мама музыкант, папа нет, и мама мне помогала в начальных этапах. С 5 лет до 15 я в Черновцах учился в музыкальной школе первой у Эльвиры Рижонок.
в дальнейшем поступил в десятилетку в школу-интернат во Львове, где проучился 4 года учителя Людмилы Закопец. Да. La el situația este asemănătoare ca la mine, însă el și mai devreme a început să studieze la 3 ani pianul. Da, mama lui e profesoară de pian, așa că a avut o bază foarte bună. A studiat la școala din Cernăuți, la doamna profesor Elvira Răjonoc, după care a mers la Lvov și a studiat acolo cu doamna Ludmila Zacopeț. Da. De acolo, tot așa, în fiecare an mergea la acel forum pianistic, de care spuneam mai devreme, unde ne-am întâlnit, până în momentul în care am venit și eu acolo și a fost soarta. Da. În creierul omului de geniu, muzica începe de mult înainte de a fi, poate, chiar și din burtica mamei, nu? Sigur că da. Cum vedeți spațiul muzical de aici? Pentru că voi ați călătorit foarte mult, nu? Da. În afara țării și mă gândesc că aveți așa o idee conceput. Întrebați anume un aspect... Nu, în general. În general. Muzica în România. Da. Eu sunt foarte bucuroasă că m-am întors. În primul rând, asta a fost și ideea când am plecat. A fost ideea să mă dezvolt ca într-o bună zi să mă pot întoarce. Foarte mulțumită. Am fost acolo și am și lucrat acolo. În Polonia, în Europa, în general, nu este nevoie de doctorat ca să lucrezi la o academie, la un conservator. Poți fi acompaniator, corepetitor. Și ne-a plăcut enorm. Am lucrat și eu și Ivan. Însă, totuși, ideea de a veni o singură dată pe an acasă ne-a fost foarte greu și eu și el suntem familiști și ne-a fost extrem de dor de familiile noastre. Aici, fiind în Iași, el este foarte aproape de casă. Cernăuțul este foarte aproape, eu, părinții mei sunt din Iași. Așa veneam odată pe an, 2000 de kilometri, ne era foarte greu și m-am gândit că merită oare acest lucru. Noi, ceea ce vrem noi să facem, de fapt, este să participăm la diferite concursuri, să cântăm diferite concerte, iar acest lucru se poate face din orice punct al globului pământesc. Da. Nu trebuie să fii în America să faci asta, nu trebuie să fii în Polonia, poți să fii în România, să ai un serviciu stabil, dar să îți vezi de treabă. Și ca nivel, aici, eu sunt foarte mulțumită. Nu aș zice că este o diferență colosală între ce este aici și ce este dincolo. Desigur, este, toată lumea știe asta și nu o să mințim. Da. Desigur, acolo este un pic mai bine din punct de vedere al organizației, al lucrului efectiv, însă când m-am întors aici am fost un pic chiar șocată pentru că am uitat cum este aici. Și sunt destul de mulțumită de ceea ce se întâmplă. Sunt și la școală profesor și sunt mulțumită și acolo de ceea ce se întâmplă. Școala un pic s-a schimbat, nu așa cum țin minte eu că am lăsat-o. Și, într-adevăr, desigur că sunt chestii care am vrea să fie un pic mai bune, însă eu sunt mulțumită. Spune că ești profesor? Da. De pian, la Băncilă, da. Da. Și cum sunt copilașii? Este un pic greu, dar asta nu este doar în România, cât am fost în Polonia, este același lucru acum la școlile de muzică. Copiii fac mai mult această pasiune ca un hobby, nu ca o profesie de viitor și asta nu este doar aici. Asta este acum oriunde în lume. Eu însă când am terminat liceul știam sigur că, adică eu din clasa 1 știam sigur că da, eu trebuie să studiez în fiecare zi atâtea și atâtea ore pentru că într-un viitor să am un loc de muncă. Acum însă este altfel și n-aș zice că este rău. Este foarte bine pentru dezvoltare și mi se pare școala, Colegiul Național Octav Băncilă foarte, foarte bun din punctul ăsta de vedere, pentru că un copil poate să facă din clasa 1 până în clasa 4, poate face pian, după care poate să facă pictură. De ce nu?
Dar după aia poate copilul vrea să facă teatru. Copilul nu trebuie să termine clasa 12-a și să fie după aia actor, muzician sau plastician. În niciun caz. El poate să se ducă să fie avocat. Însă asta eu sunt sigură că o să-l ajute enorm, enorm de mult în viață. Dezvoltă foarte mult, mai ales muzica. Muzica, toată lumea știe. Când erai tu elevă, te gândeai că ai să fii acolo profesor? Mă gândeam câteodată, să fiu sinceră, pentru că era... Mi se pare ceva normal. Atunci când faci muzică la un plan, la un nivel cât de cât ridicat, îți dai seama că la un moment dat sau o să fii concertist, sau corepetitor, sau profesor, este un lucru normal, nu este ceva. Noi nu avem foarte multe posibilități. Da, adică e un lucru la care te aștepți. Da. Tu, Ivan, te-ai gândit vreodată, copil fiind, că peste câțiva ani ai să cânți pe marile scene ale lumii și am găsit aici în CV-ul tău că ai susținut deseori concerte în Ucraina, în Polonia, Slovacia, Danemarca, Italia, Rusia, Cehia, Lituania și așa mai departe, plus concursurile de care spunea și Alina, nu? Premii importante, ai fost și bursier. Cum este să fii atât de tânăr, nu? Și să ai în palmares atât de multe premii? Как это быть таким молодым и иметь такое богатое CV, как бы? Что ты вот это... Ну, в теперешнее время, как бы с молодых музыкантов, очень много молодых и хороших, и очень тяжело пробиться, это еще немного. Да, в зима de astăzi sunt foarte, foarte mulți tineri muzicieni, foarte, foarte buni și consideră că încă nu are un CV într-atât de bogat ca să... Bun, atunci am să spun eu doar câteva. Câștigător al premiului din competiția Art Duo, da, din Danemarca. Câștigător al premiului din Rusia, da? Da. Premiul întâi, nu orice premiu, stimați telespectatori. Câștigător al marelui premiu al competiției din Republica Cehă, din Lituania, la fel, câștigător al primului premiu în duo din Praga, marele premiu la competiția din Polonia, grand câștigător, asta e super, în 2017, deci sunt premii recente, la competiția Muzica Besienu din Lituania. Foarte frumos și mai sunt aici vreo câteva, dar nu vreau să le mai spun. Vreau să fiu și eu modestă la fel ca și tine, nu? De ce nu? Dar despre masterclass-uri ce ne puteți spune? Amândoi. Asta e, am avut un noroc imens cu masterclass-urile. Profesorul nostru organizează în fiecare an acel forum pianistic în care sunt invitați cei mai mari pedagogi din lume. Și am avut un noroc foarte, foarte mare că am studiat cu ei în fiecare an, timp de 6 ani. Este o experiență de neuitat. Atunci când te duci la un masterclass, de exemplu, o săptămână durează cursurile. O săptămână, două săptămâni. Mergi acolo și ți se pare că vai, vai, învăț atâtea lucruri, e așa de fain, după care te întorci înapoi la studiul tău de zi cu zi și începi să uiți acele lucruri. Consider, și așa consideră și Ivan, că am vorbit și cu el despre asta, nu este de ajuns doar o mică experiență în acest domeniu cu masterclass-urile, este bine să le facem cât mai des la un anumit profesor, pentru că fiecare profesor spune lucruri diferite și de asta faptul că noi practic de 2-3 ori pe an ne întâlneam cu acei profesori ne-a ajutat foarte mult. Și atunci și profesorii ne țin minte pe noi, văd cum ne dezvoltă, este cu totul și cu totul altceva. La un profesor nou la care te duci, el mereu o să spună că foarte bine, ești foarte talentat, mergi mai departe, însă un profesor care începe să te cunoască este mai exigent și asta este un lucru foarte bun. Da. În cazul lui Ivan am găsit acolo că a studiat cu profesori și a extins abilitățile practic în masterclass cu profesori din Germania, din Japonia, din Statele Unite, la fel a fost și la tine. Da, da. Deci da. Ați mers împreună? Este vorba despre acel forum pianistic în care vin acei profesori. Mare parte Polonia este extrem de legată de concursul Frédéric Chopin din Varșovia, care este și unul din cele mai mari concursuri din lume.
Și la acest forum pianistic, în mare parte, sunt oamenii care stau în comisie, juriul de la acel concurs. Acești oameni, de asemenea, au fost și laureații acestui concurs. Și pentru iubitorii de muzica romantică, muzica lui Chopin, este o experiență nemaipomenită să lucrezi cu cei mai mari ași ai Chopinului, ca să zic așa. Da, așa este. Ivan, care dintre profesori ți-a rămas așa în memorie? Din profesorov, masterclass-ul Больше всего тебя остался. Din cei cu care ai lucrat la masterclass? Ну, конечно, русский контингент. Потому что это отвечает и школа, это раз. Другой темперамент, третья настырность. Да. Потому что то, что ты говорила, что три раза пришел, и учитель тебе на мастер-классе сказал, ой, какой ты молодец, продолжай так же дальше. А русский контингент никогда не будет тебя хвалить, и только будет настырно работать, добиться лучшего результата, чтобы тебе помочь. Искренне. Да, да, искренне да. Помочь не только это как бы... Я понял. Клар, профессорий руш. Профессору ностру, деши полонез, ел аре о школу руса. Ел афост асистенту луи Виктор Мержанов, каре афост он маре, маре профессор ла ин тимпул луи. Ши диференца... Spunem din proprie experiență, diferența în a lucra cu profesori europeni din America și cu cei ruși este diferență foarte mare. Cei din Europa mereu îți vor spune că este vorba de când la un nivel ridicat, clar. Îți vor spune că totul este foarte ok, că merge foarte bine, însă cei ruși sunt foarte... exigenți, nu sunt atât de deschiși, lucrează mult la detalii. Da. Explică foarte bine. Da, 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 da. Și de asta ne este mai apropiată această școală. Ea este mai complicată din punctul ăsta de vedere. Este foarte exigentă, însă așa am fost învățați și de asta și ne place așa. Da. Deci diferențe sunt. Da, clar. Oriunde ai studia, clar, sunt diferențe. Clar, clar, clar. Și dacă nu pui în practică ceea ce înveți? Atunci nu-ți mai iese nimic. Și ce să faci? Pui în practică. Te reprofilezi? Nu, depinde totul de profesor. Contează enorm, da. Nu? Da. Pentru mine, personal, foarte mult m-a ajutat soțul meu și mă ajută în continuare. Noi... Desigur că mai simt nevoia și aș mai vrea să merg la niște cursuri, însă de mare ajutor mi este el. Eu îi cânt lui, el mă ascultă, îmi dă sfaturi, facem invers, îl ascult și eu, de asemenea ne înregistrăm mult, acesta este un mod foarte bun, cel mai bun profesor este recorderul, cum ar veni, pentru că atunci când auzi de la persoana a treia ceea ce faci, vezi greșelile, dar un profesor bun este baza. Da. Deci sunteți tineri talentați, grozavi, Alina, ești captivantă când vorbești, și cu premii, da, cu succese pe cont și cântați și muzica marilor compozitori. Aveți vreun compozitor preferat? Compozitor preferat? Nu. Nu neapărat, nu? Nu. Toată muzica e... Da, e diferită. Și... De exemplu, acum ne pregătim să mergem la un concurs. Pe 18 plecăm acum. Un concurs foarte serios tot în Polonia, un concursul internațional de muzică poloneză, Stanisław Moniuszko. Și da, acolo... Da, asta e ideea, că acolo cânti, ai o listă foarte mare de compozitori polonezi în care Chopin, care este cel mai cunoscut, de Chopin ai voie să cânti doar un studiu la categoria solo și la categoria de muzică de cameră, doar o piesă de Chopin, ceea ce este foarte puțin. Și de asta este un concurs foarte, foarte frumos, care promovează muzica de mult uitată poloneză. Și acum, faptul că mergem la acest concurs, ne-a ajutat foarte mult să aflăm o altă latură a
acestei țări, cum ar veni, pentru că da, acești compozitori sunt minunați, sunt necunoscuți, însă această muzică nu aș zice că este mai prejos de cei mai cunoscuți compozitori din lume. Așa că de asta zicem, nu avem un compozitor preferat, pentru că muzica este minunată în sine și nu putem... Și oricum meniul vostru de studiu și de cântat pe scenă include compozitorii de la A la Z. Da, da, toți. De la A la Z, da, corect. Da. Posibilitatea de a cânta împreună, pe scenă, lucrări pianistice pentru patru mâini. Ce reprezintă pentru voi acest lucru? O posibilitate foarte bună. Sunt foarte mulți pianiști solo, foarte buni. Însă duete de pian sunt mult mai puține. Este, nu știu dacă să numesc un stil muzical, să zicem un stil muzical, care este mult mai ușor de digerat pentru public, pentru că este o muzică de efect. Este o muzică în care nu face parte o singură persoană, ci două. Câteodată poate fi comic, frumos, pentru că mereu mâinile sunt într-o mișcare încrucișată și e foarte, foarte interesant vizual, pe lângă faptul că muzical este foarte interesant din cauza că cântă două persoane, nu una, clar este și muzica mai masivă, mai de efect, da. Și vizual este foarte interesant. Nouă ne place enorm să cântăm împreună, da? Ne place. Ne place. Cântăm. Ne place pentru că deja cântăm de mult timp. Da. Și asta este un plus enorm. Cântăm din primul an în care ne-am cunoscut deja. Și acum putem începe povestea aceasta de dragoste cu masa voastră. Cum v-ați cunoscut, Ivan? Vreau tu să ne spui. Все благодаря той же самой музыке. Mulțumită muzicii, da. И как бы с этого началось, и надеюсь, что с музыкой мы всю жизнь проведем вместе. Да, cu muzica ne-am cunoscut și sper că și cu muzica, da, și vom continua drumul nostru tot prin muzică. Da, asta a fost formula aceea, datorită profesorului nostru ne-am cunoscut. A fost interesant, adică ne-am mutat acolo în anul întâi, cum eram în anul întâi de licențiat. Ia întreabă, când te-a văzut, a zis, a mea va fi? Când tu mine au video, tu se vezi că știu, mă ia buzit? Mă ia buzit. Nu, конечно, da. S-a gândit cam mult. Nu, a fost răspunsul prompt. Da, da. Nu, clar a fost iubire la prima vedere. Și profesorul nostru, care încă nu era profesorul nostru, deja știa de treaba asta că... Просто мы не до конца были уверены, что так случится, потому что мы встретились и долго потом... Да, я была из Львова, я была из Яш. 9 месяцев прошло. И пареал o poveste de dragoste nereală. Noi ne-am întâlnit o săptămână, după care eu a trebuit să termin școala până în clasa 12, 8 luni mai aveam. Și nu știam dacă o să ne mai vedem vreodată asta, dar totuși profesorul nostru ne-a invitat pe amândoi să studiem la el. La mine a fost foarte profesorul fain. Trebuia să vă fie naș. Da, nu. Acum am făcut nunta și l-am chemat, însă din păcate nu a putut veni pentru că avea niște concerte, însă nu-i nimic, o să vină la botez. Da. Însă timp de 5 ani cât am învățat la el, mereu ne spunea, faceți deja nunta, faceți, că până când pot și eu să dansez, ne zicea, tare a vrut să vină, din păcate nu a venit, dar o să ne vedem acum în Polonia când mergem la concurs, o să ne întâlnim și cu el și de-abia așteptăm, deja de un an de zile nu ne-am văzut și... Este o persoană foarte dragă nouă, mereu l-am considerat ca pe un bunel, așa. Ne-a ajutat foarte mult, nu numai în muzică, ci și în felul de a gândi ca om. Da. Contează mult. Sigur. Întreabă-l pe Ivan dacă își mai amintește momentul când a cântat cu tine prima dată. Da, își amintește. Este te pomni și priorul era scăc de mă igrele mie. Oh, da. Este. A avut emoții? Нервничал? Скорее нет. Грозник. Скорее нет. Грозник, де че?
Era prea îndrăgostit? Nu, 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 nu era vorba de asta. Eu am avut niște probleme în cântat care, mulțumită profesorului meu, le-am eliminat. Dar anume ce probleme legate am de ce? Am avut un stres foarte mare la cântat în public. Câteodată nu era... Aveai track? Poftim, poftim? Putem numi track? Da, poate fi așa, da. Intram într-o stare de panică, câteodată, nu era de fiecare era dată. De fiecare da. Dată, da. Dar câteodată intram într-o stare de panică și nu mă mai puteam controla. După aia am aflat de ce și am putut să elimin această problemă și exact în momentul în care am cântat prima dată cu Vania am avut acel atac de panică. Nu, wow. Am cântat foarte bine, nu a fost nimica, dar țin minte că mâinile mi s-au învinețit și au început să tremure și el s-a speriat foarte tare. Era prima dată când am cântat împreună și țin minte când am ieșit de la concert a spus numai când niciodată cu mine. El s-a speriat tare. Dar după aia am înțeles care era problema. No, problema era foarte, foarte simplă și toată lumea caută răspunsul la ea, dar mereu este felul în care studiezi. Da. Dacă aici este problema, o să fie mereu și pe scenă. Trebuie eliminat de aici și după aia e ok. Dar tot se învață chestia asta, nu? Da. Bun. Ivan, după ce ai cântat prima dată cu ea, a doua oară te-ai gândit la același lucru, că o să aibă iar un atac de panică? Da, по-другому думаю. Ну, понятно, что как бы там это было на эмоциях сказано, там это было такие эмоции, потому что было непривычно первый раз, и чуть-чуть это страх сыграл тоже. И в дальнейшем просто больше работать, больше играть, больше работать с, над собой, над контролем, над головой, а не то, что происходит именно в музыке. Именно справляться с эмоциями, чтобы они не влияли на нас, да, двоих. Да, да, да. Da, prima dată când mi-a spus acea frază, zice că a spus-o la emoție, era foarte speriat mai mult. Nu era că nu mai vreau să cânt cu tine, era speriat pentru că nu mai văzuse așa ceva. El nu a avut niciodată probleme cu... Nu a avut, zice el, dar nu a avut. După aia am început să... am căutat problema de ce așa a fost. Deci am cântat foarte bine, eu a fost pur și simplu aici, totul a fost panică. Am zis să nu mai fie și am început să lucrăm. Ideea e că emoția mereu este bună. Draga mea, poate emoția venea din partea lui. Nu, cred. Că era lângă tine. Aveam eu așa și când cântam singură. Nu, și emoția mereu este bună, însă când ea este... constructivă, nu destructivă. Da. Și am încercat asta, să rezolvăm această mică problemă și cu mult studiu ne-a ieșit. Cu mult studiu și ieșit în public? De a cânta permanent în fața oamenilor sau nu știu, doar noi, tu cu tine? Asta e... Ai noi rezolvat. De mici ieșim foarte mult în public. Nu cred că e o chestie... De exemplu, a ieși în public este foarte ok atunci când ai niște piese noi, cum noi acum mergem la un concurs și acum dăm repede niște recitaluri, ca pur și simplu un pic să ne iasă emoția, atunci mereu la emoție ies punctele mai slabe din piesă și atunci îți dai seama care sunt ele și le poți lucra mai atent. Am uitat despre ce vorbeam. Nu, mă gândeam la o frază fascinantă care m-a fascinat pe mine. Credeți că este un singur instrument, pianul? Sunt în el 100 de instrumente. Cred că așa s-a întâmplat și cu tine când s-a întâmplat atacul de panică alături de Ivan. Da. Și răiale, te думаешь, что это один инструмент, он как 100 инструментов в один. Как ты бы это прокомментировал? Как бы я это прокомментировал? Ну, это правда. Это тут комментировать нету чего, потому что единственный инструмент, который может заменить все эти 100, да. Это рояль. Да, это сингурный инструмент, который может заменить все эти 100 инструменты. Да. Это самый комплекс. Какие еще пассионы у вас, в отличие от музыки?
Lăsăm pianul să se odihnească și voi ce faceți? Cam rar. Iubim gătovi. Da, iubim să gătim foarte tare. Wow, și cam ce vă place așa să gătiți? De toate. Ce delicii culinare. De toate. Sladca e mult, nu, pentru că e greu. Da, în afară de dulciuri, pentru că e mult timp și e greu să facem dulciuri, dar iubim, acum în ultimul timp am început să gătim multe fructe de mare, ceea ce înainte nu prea găteam, ne place foarte tare. Asta am din Polonia, cât am învățat acolo, a fost prima dată când am plecat de la părinți și n-am avut altă ieșire, a trebuit să trăiam în cămin cu bucătărie proprie și ne-am învățat amândoi să gătim acolo și am iubit asta enorm. Pe lângă gătit, iubim să notăm tot. Da. Iubim foarte tare, da, nu. Гуляк любим очень, потому что Яса это очень красивый город. У нас, к сожалению, в Польше не было возможности, а если была возможность там побыть дольше в Кракове, в Варшаве, все равно это какая-то не та такая уютность, которая создается вот здесь. Da, ne place să ne plimbăm foarte tare pentru că ne place enorm orașul Iași, mai ales lui Ivan. Deși am fost în foarte multe orașe în Europa, totuși Iașul are o frumusețe aparte. Ivan ne spune că grădina Palace este minunată. Mergem acolo câteodată seara când deja nu mai sunt oameni și pur și priveliștea pur și simplu este... Da, vă relaxați pur și simplu. Da, da. Dar în grădina botanică ați mers? Da, da, am fost. Da. Odată am fost. Da, nu prea avem timp și nu prea am avut nici în Polonia timp. Mereu când, de fapt, mereu când mergeam undeva în Europa, nu era niciodată scopul de a te odihni, scopul de a vizita, mereu trebuia repede, un concurs, un concert, stres, mereu nu era niciodată, nu cred că am fost undeva unde pur și simplu să mergem într-o excursie sau așa, nu, mereu era cu un scop legat de muzică. Ну, при этом, как бы, не знаю, мы, наверное, не жалеем. Ну, да, ну, не пару рау, а стоим именно на это, а стоим форт, мы лезка, мы вдвоем мерео мерджам, шира им пикал фел, конечно. Да. Так, конечно, сингур им пик май грео. Aveți un an de la căsătorie? Da. Ați împlinit? Da, da. Da. Și locuiți împreună, nu? Da, 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 da. Da. Departe de operă sau aproape de foarte operă? Foarte aproape și suntem foarte mulțumiți. Da. Să ne spui, Alina, ce faceți voi în prezent la operă? Da, eu sunt acompaniator la cor, la corul mare și la juniorii operei, iar Ivan este la soliști. Da. E foarte, foarte ok. Faptul că stăm foarte aproape e foarte bine. Stăm în spate la Mitropolie, avem 8 minute până la... Stați aproape, până la operă, dar nu iubim să pierdem mult timp pe drum, pe așteptat, mijlocul de transport și așa mai departe. Pentru că, da, mereu timpul ăsta e... Mai degrabă o să dorm cu o oră mai mult ca să pot să fiu mai fresh după aia decât trezirea. Nu iubim mult să dormim și cât mai mult dormim, cu atât mai efectiv este munca la noi. Da. Ivan, este ușor să lucrezi cu soliștii operei? Da. Это как бы зависит от человека тоже, от его настроения. Очень сильно зависит в музыке настроение и подход. Да, depinde de persoană, depinde de cum se simte acea persoană în acea zi, pentru că e un lucru foarte, foarte subiectiv. Fiecare persoană necesită o altă abordare. Тем более, что вокалисты, как бы для них это очень важно себя чувствовать хорошо, потому что я даже могу себя нехорошо чувствовать, но я могу продолжать заниматься, и это может продолжаться длительное время, а они не могут. Да, el ca pianist, noi ca pianiști putem să ne simțim rău, putem să avem o răceală, orice, și o să studiem pentru că nu avem ieșire. În schimb, vocaliștii la o mică declinare de sănătate deodată au nevoie de o pauză, da, și asta trebuie mereu avut grijă la asta, da, pentru că poți, dacă ești un pic răcit și cânti, poți după aia să-ți strici un pic vocea și nu e foarte bine, mereu trebuie avut grijă la asta. Iar la tine cum este lucrul cu juniorii operei, corul mare? Îmi place foarte tare, da. Corul mare e foarte... Pentru că nu lucrezi cu unul, nu? Da. Întreg. Da, eu mereu am lucrat individual, cât am fost și eu și Vania, cât am fost în Polonia, am lucrat individual cu violoncelești și cu vioriști.
este cu totul și cu totul alt tip de muncă, deși cabinele cu soliștii sunt asemănătoare. Da. Sunt asemănătoare, da. Însă cu un grup atât de mare nu am mai lucrat niciodată. De la început mi se părea ciudat, mi se păreau foarte mulți oameni, gălăgie, nu puteam să mă concentrez, însă m-am obișnuit, este foarte interesant. Este foarte interesant să îi analizez așa dintr-o parte. Îmi place foarte tare că sunt un grup foarte, foarte legat, foarte, nu știu cum să zic, nu simt bisericuțele alea așa care le simțeam cât eram în conservator sau așa. E un grup mare, e ca o familie și asta e foarte, foarte interesant. Mă înțeleg foarte bine cu dirijorul corului, Manuel Giugula. Cu Raluca Zaharia, corul copiilor. Corul copiilor e minunat. Eu mereu stau, studiez toată ziua și mă duc acolo, am 2 ore repetiții și pentru mine e o relaxare. Cum văd copiii, se joacă, se e foarte, foarte frumos corul de copii al Ralucăi, pentru că copiii, se creează niște prietenii nemaipomenite acolo. Copiii sunt de mici, eu am fete care le-am la școală, sunt la cor și tot e interesant să le văd și din punctul ăsta de vedere, din altă perspectivă. E foarte interesant cum îi vezi pe cei mici care de-abia vin și cum peste câteva luni se schimbă foarte tare. Sunt copii inhibați, care sunt foarte timiși și după câteva luni vezi că deja încep cu cineva, cu altcineva să se joace. E foarte frumos. Și pentru mine îmi place enorm cu copiii să lucrez. Pentru mine este într-adevăr o relaxare. Da. Vreau să vă întreb acum, Ivan, te rog să-mi spui dacă ai avut vreo provocare mare așa în viața ta muzicală. Если ты имел в своей жизни... Блин, не знаю, как это слово. Мы уйдет ла Алина, парка дежа аринтуи. Провокация. Это провокация? Не, ну что-то вот такое, что типа вот какое-то что-то случилось, что вот... Что-что? Ключевое, вот, что-то ключевое. Да, пускай будет ключевое. Ну, а мы так как и провокаре перусы. Так синонимы. Ключевое. И которое вот именно музыка и больше ничего? Да, да, да. Да-да, музыка. Но с другой стороны, как бы подумать, понятно, что человека жизнь заставляет как-то находить себя. Мне родители очень сильно помогли в том, что всегда направляли в музыку, и вся жизнь моя шла с музыкой. Если бы не они и не учителя, которые помогали, и все не шло своим чередом для того, чтобы я только занимался музыкой, понятно, что я бы... Может быть, пошел в какую-то другую сферу, потому что как-то надо с чего-то жить. Да. Ну, об этом надо тоже не забывать. Я вам întrebat care ar fi fost cheia, adică cheia succesului sau așa. E mai mult din partea asta. Tradu-te, rog, ce a spus. Tradu. Răspund asta, da. A zis că care au fost, da, care au fost părinții care l-au ajutat să își deschidă ochii să vadă că în viața asta trebuie... A fost o provocare pentru ei. Da, poate fi și o provocare care i-au dat clar de înțeles că în viața asta trebuie să lucrezi pentru a avea un loc de muncă. Niciodată nu o să fie ușor, niciodată nu o să fie așa. Câteodată pare a fi așa, dar e ca vârful icebergului care are o rădăcină imensă și acesta este doar vârful. Da. Și vârful nu se topește. Nu. Niciodată. Nu. Da. V-ați îndoit vreodată de această alegere? Întreabă-l. Когда-то думал, что ты неправильный выбор взял, что с музыкой пошел? Ну, естественно. Это все так думали. Ничего. Скорее всего, это все имели в том периоде переходном, когда... Да. Много чего хочется делать не то, что надо, потому что родители всегда заставляли заниматься, и я этого не понимал, психовал, как каждый, наверное, с нас, потому что, ну... Да. Ca orice adolescent, cred că orice adolescent, chiar și din cei mai mari muzicieni ai lumii, au avut momentele alea în care nu au vrut să studieze, în care nu au mai vrut să facă muzică, așa a fost și la mine și la el, cred că majoritatea. E momentul ăla în care, într-adevăr, cheia succesului, ca să numim așa, sunt părinții. Pentru că în momentul acesta mereu ești interesat de alte lucruri
Ți se pare mai interesant să ieși cu prietenii la un suc, să... În varianta lui Vania, el iubea foarte mult sportul. Nu? Da. Tu făceai tenis de masă sau... Mm-hmm. Da, și îmi plăcea mai mult, da, handball, mai mult îi plăcea chiar asta. Din păcate, toate degetele le are, da. Nu rupte, însă... Da, scruciune. Da, da, întoarse, cum ar veni. Dar părinții sunt cheia care... Ei trebuie mereu să te controleze, chiar în momentul ăsta în care ți se pare că eu deja am 16 ani, eu deja pot singur. Nu. Chiar atunci este momentul în care rolul părinților este foarte, foarte mare, foarte important. Și când o să vorbim despre rolul părinților din perspectiva voastră? Nu, încă nu. Și când am avut în găbărițe, rădiciile sunt așa în perspectivă. Poate răspunsul lui Ivan o să fie altfel. Nu, cred. Что ты имеешь в виду? Ну, чтобы сейчас детей иметь. А, сейчас нет. La noi, cum am spus mai devreme, că noi vrem să mergem acum la multe concursuri, să ne încercăm norocul, ca să zicem, dar concursurile sunt practic până la 32-33 de ani. Am depus atâta muncă până la 33 de ani mai aveți o slavă Domnului. Aproape 10 ani. Așa că atâta muncă depus acum, nu zic că nu o să mai avem timp absolut deloc dacă o să avem copii, însă nu e același lucru, da. Așa cum spunea o scriitoare franceză, că toate sunetele pianului dorm în pian, da? Așa și la voi, deocamdată, ideea aceasta de a concepe un copil? Da. Nu, încă nu, nici nu simțim. Poate dacă aș simți, aș vrea, deocamdată nu. Prima dată am început să trăim pentru noi, să trăim bine, acum, de când suntem în Iași. În Polonia era mereu alergam așa. Era foarte greu pentru că și lucram la conservator și învățam, trebuia să scriem lucrările mai întâi de licenția, după aia de master, pe limba poloneză. Nu este limba noastră, deși am învățat-o foarte bine, ne-a fost totuși foarte greu să scriem. Lucram mult și mereu alergam. Nu puteam un pic să ne oprim și să respirăm cu aer curat. De când am venit aici, desigur, E greu la operă, pentru că toate operele sunt noi, au fost noi anul trecut, acum e mai ok, însă e un pic altfel aici. Chiar acel moment când după servici ne putem duce în grădina Palace, e liniștea, e așa, e cred că este o box acolo, o muzică foarte liniștită în spate și chiar momentul acela, 5 minute, ca să stăm pe o băncuță și să ne relaxăm, cred că este ceea ce nu am avut în Polonia. Da. Mă uit așa la voi, păreți că vă înțelegeți din privirea, este o armonie așa între voi care parcă circulă așa prin studio. Vreau să vă întreb dacă voi vă certați. Nu ne certăm așa foarte tare. Ia tradui și lui, că se uită la mine cam... Nu prea, mai mult când, atunci când lucrăm împreună. Aveți păreri diferite? Nu. Nu avem părere, pentru că eu nu am părerea mea. Eu știu că eu am părerea mea, însă mereu știu și voi ști că părerea lui va avea mai multe argumente pro decât a mea. Așa este. Înțeles? Da, se uită. Da. Atunci când lucrăm, trebuie clar să separăm faptul că noi suntem împreună, soț și soție, și faptul că aici lucrăm. Câteodată mi este greu, înainte mi era foarte greu, acum am mai învățat, înainte mă certam foarte tare. Mă supăram că îmi zicea că trebuie așa și nu așa, că cum poți cânta așa, de ce faci asta? Și mă supăra chestia asta pentru că luam ca pe iubitul meu, nu ca pe... Nu era un proces de muncă obișnuit. Acum însă încerc totuși să trag linia între viața personală și cea profesională și e mult mai ușor. Încerc să-mi spun că el nu e. El este, de exemplu, un profesor, nu este soțul meu și este greu totuși să primești multă critică din partea cuiva apropiat, însă trebuie luată ca atare. Atunci când e luată ca atare, atunci o să fie și rezultatele pe măsură. Da, așa este. Care sunt proiectele din agenda pentru perioada imediat următoare?
Da, este foarte frumos acum anul ăsta care vine, să sperăm că o să fie bine. Acum mergem la concursul acesta, vedem ce o să fie, nu știu, un concurs foarte serios. Ivan o să fie la categoria solo și noi doi o să fim la categoria de muzică de cameră, ca duet pianistic. Și vedem ce o să fie. După care vrem să mergem, ne-au invitat iarăși la acel forum și s-ar putea, dar nu știu sigur, s-ar putea să Ivan să înscrie un disc. Da. Anul acesta, asta ar fi minunat. Dar vedem, totul la timpul lui, nu anul ăsta, de altă dată. Încercăm totul să o luăm așa, pas cu pas, înainte era altfel, înainte atunci când mergeam la un concurs, ne dădeam seama că acu. Dacă nu iau un premiu, o să fie greu, de exemplu, luna asta să mă întrețin. Da, așa este senzația. Era mereu că acum, dacă nu iau, am pierdut bani pe înscriere, am pierdut bani pe cazare, pe drum, da. Așa este. În momentul de față totul este mult mai bine. Faptul că noi avem deja un serviciu stabil face totul mult, mult mai fără stres, ca să zic așa. Adică noi mergem acum în Polonia, iar în țara noastră, care o iubim foarte, foarte tare, am stat 5 ani de zile, mergem, încercăm, primim plăcere, cântăm, iese, nu, iese, da, nu, vedem. Dar știm că noi mereu avem, nu o să murim de foame luna asta, ca să zic așa. Da, stabilitate. Da, avem stabilitate și asta e foarte, foarte bine. Da, și e important pentru viața voastră în continuare, da. Nu? Da, da. Da, vreau să încheiem așa pe un ton optimist, care a fost, de fapt, melodia Dansul Mirilor? Ce melodie ați avut? Am avut Hăciaturian Balmascat. Da. Oi, deci mă gândeam eu că trebuia să fie ceva așa din aria voastră. Da, a fost foarte frumos. Am lucrat cu domnul din operă. Ați avut coreografie? Da, că domnul Sergiu Cătorobai am lucrat. Îi mulțumim enorm pentru că a făcut o bomboană din dansul nostru, noi care nu am dansat niciodată. Vane mai dansase când era micuț dansuri de bal, nu știu cum se numesc. Da, de bal, așa cred. Însă eu niciodată nu am avut de a face cu dansul. Și l-ați dus bine de la început până la sfârșit? A fost minunat, da. Da, am primit plăcere chiar. Am crezut că o să fie stres, dar nu. A făcut domnul Sergiu, ne-a făcut o coreografie atât de frumoasă, atât de clară, ca și muzica pe care o cântăm. Totul aveam așa, sistematic în cap făcut și era foarte, foarte frumos. Da. Ei, acest final de emisiune, acest dans muzical ia sfârșit aici. Vă mulțumesc pentru prezența în studio și vă mai aștept. Vă mulțumim și noi. Vă mulțumim. Stimați telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. Numai bine!